Iarna s-a întors în județul Gorj sau am putea da vina pe capricioasele babe. Cert este că în această dimineață peisajul părea unul rupt dintr-un început de iarnă. Previziunile specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie s-au adeverit, iar noaptea trecută a nins abundent în Gorj. Pe DN67C, Nova Cerânca, drumarii au intervenit cu mai multe utilaje de desăpezire. În mai puțin de o oră, stratul de zăpadă a depășit 20 de centimetri. Acum însă carosabilul a fost curățat și se circulă în condiții de iarnă. Drumurile sunt curate, carosabil umed, cu excepția DN67 de la intrarea în județul Gorj până în zona Bângești, unde mai este încă zăpadă tocată. Tot de asemenea, de DN67C de la Novaci până în Rânca, zăpadă tocată, 1-2 cm pe carosabil. Vă spun că ninge în continuare în aceste zone și că am nins foarte mult la Rânca, stratul nou de zăpadă depășește 20 de centimetri. Tot la această oră, pe Godanu se acționează, în aceste zone se acționează cu utilajele de dezăpezire, pe Godanu, de la localitatea Godanu până aproape de Valea Cernei, zăpadă tocată, se acționează cu și acolo cu utilaje de dezăpezire. De asemenea, s-a intervenit și spre Baia de Aramă, zonă care le-a pus probleme drumarilor în această iarnă. De dimineață, în schimb, a fost nevoie să acționăm și pe DN67D de la Târgu Jiu, Izmana, Baia de Aramă, la fel pe Bujorescu și porțiuni preventiv în zona Rovinar, Filiaș, la fel în zona Curezani, Măru, dealul Cărbuneștiului. Până la ora 22, județul Gorj se află sub avertizare de vreme rea, însă spre sfârșitul acestei săptămâni s-a anunțat vreme caldă.